Sâmbătă, FCB Bacău a obținut cea de-a cincea victorie din acest retur, învingând cu 2-1 pe fosta concitadină FC Știința Lotus Luceafărul Băile Felix. Succesul scutește de orice grijă echipa băcăoană, distanțată la 11 puncte de singurul loc retrogradabil ocupat chiar de adversara sa. Pentru jocul de sâmbătă, antrenorul Gheorghe Poenaru a avut probleme în alcătuirea primului 11. Ciclul săptămânal de antrenament a fost dat peste cap de viroza ce a afectat jumătate de lot. Spiridon a intrat pe teren nerefăcut, iar Câmpeanu a accedat locului Neagu, vârful împins al unei formule experimentate și în remiza cu Dinamo 2. Un meci extrem de greu, eu am anticipat acest lucru. Am spus că este cel mai important meci de-al nostru de până acum și s-a dovedit acest lucru pentru că ei oaspeții au venit și nu aveau ce să pierdă și au jucat, zic eu, ultima șansă sau una din ultimele șanse de a rămâne în divizia B. Noi sigur că o victorie ne-ar fi îndepărtat, zic eu, destul de bine de zona retrogradării. Și nu trebuie să uităm faptul că echipa, noi ne-am confruntat săptămâna asta cu probleme extrem de grave. Am avut în intenție, după cum se știe foarte bine, să amânăm acest joc. Toată echipa aproape, în proporție de 80% au fost toți bolnavi. Deci luni și marți, practic, n-am avut cu cine sta de vorbă. Din această cauză, nici programul sau ciclul săptămânal nu a fost cel pe care mi-l propusesem. Și de aici cred eu că victoria noastră este cu atât mai meritorie și jucătorii sunt de admirat pentru ambiția și dăruirea de care au dat dovadă. Prima repriză a amintit de derbiul din tur încheiat cu 0-0. Multă încrâncenare, puține realizări. Deși nu a punctat la capitolul posesie, având și opoziția vântului puternic, gazdele și-au creat singurele ocazii ale reprizei. Cea mai clară a aparținut lui Neagu și a venit în minutul 45, atunci când Taban, din nou meci foarte bun, a profitat de o pasă neglijentă înapoi a unui adversar, a pătruns în careu și a centrat în careul mic. Din nefericire, Neagu, incomodat și de un fundaș al Științei, a trecut pe lângă balon și implicit pe lângă deschiderea scorului. Alt discurs după pauză, cu vântul în spate și cu forțe proaspete, Câmpeanu și Vraciu, în locul lui Neagu, respectiv Boboc, băcăoanii au luat cu asalt poarta lui Măcelaru. Dacă Taban și Câmpeanu au greșit de puțin ținta, în schimb, excelentul Vaju s-a dovedit neiertător, finalizând centrarea lui Dobărceanu din minutul 63. Gazdele au continuat să atace, ceea ce nu au reușit însă Câmpeanu, Vraciu, Dobo și Cojocaru a făcut-o Cristea. În minutul 70, mijlocașul oaspeților și-a înscris un autogol de toată frumusețea la un corner executat cu efect de Doboș. FC Știința, Luceafărul Lotus Felix, nu a cedat. În minutul 73, Ivașca a transformat penaltiul acordat pentru faultul comis de Dobărceanu asupra lui Radu, iar apoi a forțat egalarea. Hăisan a arătat însă că e portar de prima ligă, opunându-se cu succes lui Cristea în minutul 75, Badea în minutul 86 și conservând rezultatul. Un rezultat care condamnă Știința, dar în egală măsură confirmă forma ascendentă a FCM-ului, singura formație neînvinsă din seria 1. Etapa următoare, echipa băcăoană va juca în deplasare contra Dunării Galați. Îl avem telefonic, așa cum obișnuim de câteva ediții încoace, pe președintele echipei FCM Bacău, domnul Relu Damian. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și invitațiilor și tuturor telespectatorilor. Al șaselea meci fără înfrângere. E bine? Păi spuneți dumneavoastră, eu zic că e foarte bine, da? Trebuie să... Eu mai aștept un meci, că mi-ați promis că la al șaptelea domnul Poenaru va fi... Dânsul v-a promis, nu eu. Pe mine m-ați tot avut și vedeți că mă aveți în continuare, nu vă las la greu. Da. Cum a fost cu Lotus? A fost atât de important acest joc cu Lotus Luceafărul? Era un bine, mic... pe de o parte jocul era cu adevărat important. Pe de altă parte, declarațiile pe care le-am dat atât eu cât și antrenorul, cel puțin eu am gândit lucrul acesta mai mult pentru a păstra motivarea jucătorilor. Pentru că simțisem în timpul deplasării la Dinamo 2 că o parte dintre ei ar putea să aibă o mică deconectare, având în vedere rezultatele bune și faptul că ne îndepărtasem puțin de zona chiar foarte fierbinte a clasamentului. Mi-a fost teamă ca nu cumva să intervină o relaxare, ținând cont și de aceste lucruri și de faptul că Lotus Băile Felix venea cu o echipă tânără puțin experimentată la noi, să nu cumva să intre pe teren și să creadă că simpla lor prezență pe teren le-ar fi asigurat cele 3 puncte. De altfel, prima repriză zic eu că mi-a dat dreptate, pentru că jocul din prima repriză nu a fost cel pe care îl așteptăm noi de la echipa noastră. Bine, există și scuza cu virozele care oricum... Există și scuza cu virozele, există și faptul că am jucat împotriva vântului, dar există și faptul că echipa nu a avut jocul pe care noi am vrea să-l vedem. Da, parcă n-am mai avut același tonus ca altă dată. Exact, e scuzabilă și din punct de vedere a stării de sănătate a majorității jucătorilor. Chiar ați văzut, Câmpeanu nici n-a putut să joace titular, a anunțat în dimineața jocului că se simte slăbit și că nu crede că ar putea duce un meci întreg și preferă să intre în repriza a doua cu un alt tonus pentru a juca măcar 30-35 de minute. Probabil că și la alții dintre ei s-a resimțit starea de după boală și de după starea febrilă pe care au acuzat-o.
Nu scuza asta întru totul faptul că împotriva unei echipe modeste, zic eu, și care n-a arătat mare lucru aici la Bacău decât pe ultimele 15-20 de minute au jucat și ei fotbal, am avut o prestație care nu cred că a încântat din punct de vedere al spectacolului. Din punct de vedere pragmatic, strict fotbalistic al celor trei puncte, ne-am atins scopul și până la urmă asta e cel mai important, pentru că fotbalul se joacă pe puncte și nu pe impresii artistice ca la patinaj sau ca la teritorii în apă. Procentual, care sunt șansele Bacăului să evite retrogradarea? În momentul ăsta, eu zic că aproximativ 90% va trebui să evite retrogradarea. Da. Însă nu ăsta rămâne unicul nostru scop până la urmă. Chiar și în momentul în care vom avea asigurată matematic salvarea de la retrogradare, noi vom continua să jucăm toate meciurile la victorie și vom încerca să obținem cât mai multe puncte pentru a ne clasa cât mai sus în clasament la final. Bine, există, ar putea exista și un interes financiar. Ionuț Lupescu a anunțat că de la anul cu televiziune se vor televiza partidele și se va face la fel ca la Liga 1. Exact, practic, un loc mai bun în clasament ar însemna și niște bani mai mulți. Ce părere aveți de ce se întâmplă la Pitești acum și la București? Prea multe elemente nu am. Eu astăzi doar am auzit și eu dimineața la birou ceea ce se întâmplă. Deocamdată, din ce înțeleg eu, sunt doar niște supoziții, nu a fost făcut niciun flagrant, nu există elemente probatoare. Conform celor de la DNA, există înregistrări telefonice care duc către anchetele care au început. Telefonice nu sunt în temă, eu nu mă pricep prea bine la chestiunile astea juridice, dar din ce știu eu, în asemenea fapte de dare sau luare de mită, înregistrarea telefonică nu constituie probă și în instanță. Acolo e nevoie de flagrant. Așa și eu pot să vă spun pe dumneavoastră, să vă spun să îmi faceți un articol nemaipomenit și vă spun că vă dau 5 lei găuriți. Și mă ia DNA-ul degeaba, nu? Dar mă ia degeaba că nu vi-am ședat și nici nu o să vi-i dau niciodată. Și nici eu nu o să scriu un articol în favoarea mea. Laudativ la adresa mea. Normal, că asta din când suntem pe locul care suntem, nici nu merităm. Da. Nu, nu, glumeam. Nici când vom fi pe locul 1, nu merităm ca să asta, fieți laudat. Asta e pentru DNA. Exact. Da. Și pentru suporteri, așa e. Deci, ca să redevenim serioși, în toată lumea există supoziții între astea. Și noi ne uităm la clasament, ne uităm la rezultatele unei etape și începem să ne facem zvonistica, funcționează, că românul are scenarita în cap. Că ăla a făcut, că ăla nu știu ce s-a întâmplat. Bine, probleme sunt în fotbalul românesc. Asta chiar dacă asta le vedem, da, și în alte domenii. Asta la vedere pentru că e un fenomen foarte mult mediatizat și de alea apar în față. Corect, asta dar e. Dar nu există domeniul România care nu aibă probleme. Așa e. Probabil că e o perioadă în care se vrea mult spectacol și fotbalul oferă cadrul ăsta și atunci lumea mai uită de alte lucruri, vin sărbătorile și în loc să vadă că nu au primă de Paște, se uită la fotbal să vadă ce se întâmplă cu la casa fotbalului. Eu nu cred că aia e cea mai importantă problemă care trebuia mediatizată în această săptămână, dar, mă rog, bine. De mediatizat, trebuia mediatizată pentru că asta e misiunea televiziunilor. Asta, nu știu cât de... Nu, eu nu vorbesc de televiziune și mass media, au făcut datoria, nu. Da. Cât de cei care aduc în prim plan lucrurile astea înainte de a avea o probă palpabilă sau ceva demonstrat, ca să ne facă să ne uităm la televizor. Acum să vedem ce se întâmplă. Da. Bun. Din ce am văzut eu, au apărut niște nume de arbitri care unul dintre ei a declarat că el nici n-a mai auzit de Pitești de vreo 2 ani. Altul care la fel nu știa ce se întâmplă, unul din ei e delegat mâine, deci să fac tot felul de speculații și să aruncă vorbe din astea fără ca să avem absolut nicio dovadă clară. Da. Noi rămânem departe de așa ceva și ne vedem de treabă și suntem concentrați la meciurile de sâmbătă. De sâmbătă. Vă doresc multă baftă sâmbătă și al 7-lea joc fără înfrângere ca să vină și domnul Păinaru la emisiune.